Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție BZI Live. Alegerile parlamentare bat la ușă și discutăm astăzi despre proiectele majore propuse de Pro-România. Invitații mei sunt doamna Iuliana Rățoi și Sorin Iacoban. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru, domnule Iacoban. Bine ați venit pentru prima oară la noi. Vă mulțumim frumos pentru invitație și cu siguranță ne bucurăm foarte mult că iată avem posibilitatea să stăm de vorbă încă o dată cu cititorii dumneavoastră și cu cei care abordează întotdeauna aici la dumneavoastră pe acest site problemele comunității. Cuvântul de ordine în această perioadă, la fel ca și la alegerile locale, putem spune că este amânare. Amânarea alegerilor parlamentare. Și s-ar putea face acest lucru, pentru că data la care expiră mandatul actualului Parlament este 21 decembrie, iar Constituția permite o amânare de 3 luni, ceea ce ar însemna în caz de război, în caz de război, calamități naturale și stare de urgență. Doar așa admite Constituția. Deci dacă am intrat în stare de urgență, cu siguranță, de aia și acest guvern, PNL, care a scăpat, din punctul meu de vedere, din mână această pandemie, din proastă organizare și din ipocrizie, spun eu, dar și din hoție, iată că există și cred că ar trebui să se gândească foarte bine de la președintele țării, că l-am văzut și ieri, că în continuare facem alegeri. Mai facem alegeri, dar dacă la un moment dat nu o să mai avem cu cine face alegeri, în sensul că va crește foarte mult numărul de îmbolnăviri și vom fi, până la urmă, sau guvernul va fi constrâns să declare stare de urgență. Pentru că mie nu mi se pare normal la 100 de cazuri pe zi să stai în stare de urgență luna martie și le iată astăzi la 4.900 și, adică știți ca prețurile alea la magazine, că sigur sunt peste 5.000 de cazuri, dar nedeclarate, probabil că ne mai țin așa, să nu intri în stare de urgență. Da, zic eu, colega mea, doamna Rățoi, care este medic de profesie, vă poate spune mai bine despre pandemie, despre ceea ce se întâmplă, iată, în... Da. Astăzi în România și Iuliana, te rog. Mi s-a zis de ce spunea domnul Iacoban acum la început, că președintele spunea prin aprilie președintele nostru ieșea într-o conferință de presă, cred că în prima conferință de presă din timpul pandemiei și spunea că nu vrea să pună în pericol viața și sănătatea românilor și alegerile locale și chiar parlamentare vor fi amânate. Se pare că și-a schimbat discursul, și-a schimbat opinia. Tocmai acum, când, dacă atunci erau mai puține cazuri, acum, când este o explozie și părerea mea este că mai decontăm și alegerile locale și multe alte lucruri. Și deschiderea școlilor. Și deschiderea școlilor, evident. Școlile s-au deschis ca să dăm legitimitate alegerilor locale. Clar, și deschiderea și apoi închiderea și iar, deci este așa un fel de, de ping-pong cu școlile. Acum se deschid, acum se închid. Nu e în regulă, dar decontăm. Acum se fac alegeri. Foarte bine. S-au făcut alegeri locale. Acum vor fi și alegeri parlamentare. Dacă așa trebuie, ne vom supune, intrăm în această luptă electorală. Dar ar trebui să se gândească foarte bine guvernul care gestionează, așa cum gestionează această criză sanitară, la ce va urma. La ce va urma, mai ales pentru un sistem de sănătate care, după 9 luni, cred, este la fel de nepregătit ca la început. Nu vorbesc de pregătirea profesională a colegilor mei infecționiști sau din terapie intensivă sau din urgențe. Ei sunt foarte bine pregătiți. Dar sunt depășiți. Depășiți și fizic și sunt foarte obosiți. Inclusiv președintele partidului, domnul Ponta, punea numărul de îmbolnăviri pe seama alegerilor locale care s-au desfășurat pe 27 septembrie. Și aici părerile sunt împărțite. Sunt cetățenii care spun că pericolul nu este atât de mare pentru că până la urmă mai controlat este într-o secție de votare decât la supermarket. Ca medic, ce ne puteți spune? Ne supunem unui risc fiind prezenți? Dacă nu respectăm reguli, da. Pentru că, sigur, dacă toată lumea, inclusiv membrii din comisiilor din secțiile de votare, dacă ar respecta reguli, ar fi în regulă. Mie mi s-a întâmplat,
atunci când am votat la alegerile locale, pentru că citisem regulile, am spus, nu aveți voie eu îmi scanez cartea de identitate, eu îmi lipesc autocolantul, nu, autocolantul rămâne pe birou, nu am garanția că e dezinfectat. Și multe alte lucruri pe care le-am văzut, masca purtată incorrect, nu știu cât se putea dezinfecta o imensă sală de sport în care funcționau cel puțin 5 sau 6 secții de votare, pentru că n-am văzut nicio lampă de ultraviolete pe acolo, n-am văzut nebulizatoare să fie puse într-un loc. Deci noi, după un anumit număr de ore de consultații sau punem lampa de ultraviolete, dezinfectăm, nebulizăm dacă este cazul. Acolo n-am văzut. Și cu siguranță Victor Ponta are dreptate. Și lipsa nu a regulilor. Regulile au fost a aplicării regulilor. Noi nu suntem educați să respectăm reguli. Încă. Și din păcate... Da, vreau să întăresc acest lucru și să vă spun că... Uitați, noi acum ne pregândim pe alegerile parlamentare, bineînțeles că facem o scanare a reprezentanților noștri în secție de vot. Știți că s-au îmbolnăvit după alegerile locale 57 de oameni din 753 de secții de vot, pe care trebuie să-i înlocuim, care cu siguranță nu vor mai veni acum pentru că sunt bolnavi doar de la Pro-România. Da? Gândiți-vă câte partide au fost, că doar la alegerile locale aici au fost 16 partide și 14 candidați. Gândiți-vă că eu, ca și candidat la alegeri locale, am făcut cam 60 de... am bătut la pas 60 de secții în municipiul Iași. Erau într-adevăr școli în care erau sălile de clasă mari și se putea păstra distanțarea fizică între membrii și între membrii echipei de secții de vot. Dar erau foarte multe școli în care clasele erau foarte mici și stăteau umăr la umăr. Și bineînțeles că le-am spus și zicea, domnule, cum am dat, ce să facem? Că am purtat mască, stăm umăr la umăr aici și așteptăm să vină lumea. Ori gândiți-vă că lucrurile astea s-au întâmplat în mai toate orașele și probabil că dacă la noi la Iași se întâmplă așa, gândiți-vă în satele, în cătunile mici din țara asta, cum s-au desfășurat alegerile. Și cu siguranță această explozie, dacă nu spun specialiști, nu spun specialiști de frică să nu vină guvernul și să le pună palma la gură. Este și din cauza alegerilor locale. De asemenea, deschiderea școlilor. Au deschis școlile. E foarte bine că au deschis școlile, doar că, din punctul meu de vedere, trebuia să fie mult, mult, mult mai pregătiți pentru a deschide școlile și pentru faptul că, iată, am ajuns în cele mai multe școli, chiar și din județul Iași și din țară, la acest scenariu roșu în care învățământul se desfășoară online. Ori nici până la această dată, Guvernul României nu a reușit să aducă acele 250.000 de tablete de care spuneau pentru acei copii ca să poată să desfășoare acțiune. La fel, pentru care didactice. Nu au abonament la internet. Internetul, în momentul în care toată lumea dă drumul la gadgeturi și ca să poată să facă acest învățământ online, bineînțeles că e o viteză mai mică. Și atunci întotdeauna te gândești la ceea ce ai nevoie. Bineînțeles, un profesor are nevoie și de o cameră video ca să poată să predea ca lumea, are nevoie de o tablă mai mare, are nevoie de multe alte lucruri. Încă o dată, iată că suntem la 8 luni de pandemie. Exact cum spunea și doamna doctor, suntem la 8 luni de pandemie cu un sistem, cu un personal sanitar epuizat. Gândiți-vă că nu le dă nimeni liber, trebuie să fie și colo și colo. O bună parte dintre acești oameni se îmbolnăvesc și ei la rândul lor, au familie, au tot felul de probleme personale. Gândiți-vă că în același timp spitalele stau blocate unele pentru că bolnavii de alte boli nu pot să vină la spital din cauza faptului că spitalele sunt blocate cu COVID. Gândiți-vă că sistemul de educație funcționează foarte prost, deci peste 1 milion de elevi suferă la momentul de față pentru faptul că nu au cum să-și facă educația așa cum ar trebui să o facă. Sunt copii care au diverse examene de dat și așa mai departe. Nu suntem pregătiți deloc. E adevărat că nimeni n-a fost pregătit. Dar eu am o singură întrebare. Gândiți-vă că la momentul de față, și vorbim de ATI, de acele, o să ne spună doamna doctor mai multe lucruri, la momentul de față avem același număr de locuri la ATI ca acum 9 luni. Păi acum e posibil. Puteți să-mi explice și mie guvernanții, să-mi spună și mie de ce în 9 luni de zile alte țări din Europa
au reușit să-și mărească considerabil numărul de locuri la ATI, acea respirație artificială, care se, acel oxigen care se oferă bolnavilor care au probleme de respirație, și noi în România n-am reușit să mai facem un loc în plus. Mai mult, venim un pic la Lețcani, la spitalul nostru, da, care a fost folosit electoral, inaugurat odată de PSD, sfințit de PSD, inaugurat odată de PNL și nici acum nu are niciun client. Pentru că, vezi, doamne, s-a întrerupt oxigenul și astăzi am văzut că e și foarte frig acolo. Defecție, adică ar trebui cineva totuși să răspundă pentru lucrurile astea. Suntem în țară în care nimeni nu răspunde pentru nimic. S-ar putea lua niște măsuri mai drastice? Dar credeți că împiedică tocmai alegerile parlamentare, toată această campanie electorală împiedică aplicarea lor? Acum spunem toți că ar trebui amânate alegerile. Da, cu siguranță că ar trebui amânate alegerile. Dar aș vrea ca electoratul să nu înțeleagă că în cazul în care se vor ține alegerile, nu trebuie să vină la vot. Da, pentru că se poate întâmpla și așa. Dar s-a întâmplat și la locale. S-a întâmplat și la locale, prezența a fost 27% municipiu. Niciodată nu a fost așa mic. În județe din Moldova, în care electoratul era unul disciplinat, care venea la vot, noi le spuneam la un moment dat, veniți la vot și votați în funcție de ce credeți, doar veniți la vot. Rezultatul 27% pe municipiu. 27% pe municipiu. Și bineînțeles că dacă lucrurile merg din ce în ce mai rău, cu siguranță că mulți dintre oameni vor sta acasă. Pentru că am mai înțeles un lucru, că trecem la partea politică. Degeaba votez, că se pare că zicala lui Stalin de acum 80 de ani rămâne în picioare. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Așa ce s-a întâmplat la București, dar ce s-a întâmplat la Iași. Adică mie nu-mi vine să cred că din 264.000 de voturi valabile exprimate, 224.300 de alegători au greșit astfel încât voturile s-au anulat. Mi se pare absurd ca 9% din totalul celor care și-au exprimat votul să nu știe să voteze, să și exerce sau să, nu știu, să aibă o împotrivire față de vot, adică te duci pe această pandemie la vot și cu toate astea greșești. Eu cred că sunt lucruri care ar trebui să le citim la un moment dat. Sunt multe discuții, sunt multe lucruri care s-au auzit în zona asta a votării, în zona asta a înregistrării voturilor în sistemul ăsta național, care cu o zi înainte de începerea votului a fost omologat de către cei de la putere. Dar eu zic că ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce facem în continuare. Că încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, din punctul colegilor mei de la ProRomânia, la momentul ăsta cel mai important e sănătatea oamenilor, sănătatea noastră. Corect. Pentru că pentru un om cel mai important lucru e sănătatea și după aia alte lucruri, mâncare, un confort cât de cât și așa mai departe. Dacă nu avem sănătate, nu putem merge la școală, dacă nu avem sănătate, nu putem merge la muncă, dacă nu avem sănătate, nu putem ne plimba prin parc, dacă nu avem sănătate, nu putem să discutăm, să socializăm, să trăim. Și atunci eu cred că lucrul ăsta, dar din păcate acest regim PNL, că nu pot să-i spun PNL-PSD, pentru că au mai dat ieri dovadă de o ipocrizie crasă. L-au ales pe acel domn, altă întrebare, Iordache, l-au ales șeful Consiliului Legislativ pe viață. Adică în PNL cu PSD mână în mână. Pentru că s-au întrebat toți, domnule, dacă PNL-ul și USR au 140 de voturi în Camera Deputaților și în Senat, de ce reprezentantul lor care a candidat împotriva domnului Iordache a luat doar 41 de voturi? Lumea se întreabă, de ce? Pentru că sunt mână în mână și cu siguranță prognozez că după alegerile parlamentare, PSD și PNL vor face o alianță pe motiv, va ieși domnul Iohannis, care în fiecare zi, domnul Iohannis, președintele PNL-ului, că mai nou așa văd că ies în fiecare, spune că din cauza PSD, și după aceea o să spună, domnilor, nu vă supărați, da, PSD-ul a fost rău, dar acum merge cu noi la guvernare pentru că avem nevoie de o majoritate consistentă, suntem într-o criză economică, probabil că așa va fi. Și noi cei de la România suntem, încă o dată, suntem cei care ținem cu România și care vrem să se întâmple lucruri în țara asta. Deocamdată acest guvern gestionează sau aproape prost sau aproape deloc această pandemie. Economia din ce în ce mai rău o ducem, da? Și lucrurile nu se întrevăd. Suntem un partid tânăr care am vrea să spunem românilor că putem
să facem ce am demonstrat. Victor Ponta, ca prim-ministru al României, a arătat că poate face lucruri bune pentru lumea. Este o echipă de profesioniști, o să vedeți și candidații noștri de pe listele de la parlamentari, o echipă de profesioniști cu tineri, cu exuberanța tinerilor și mobilitatea lor, care vrem să arătăm oamenilor, să arătăm românilor că se poate și un alt fel de politică, că se poate face altfel de politică, că se poate intra în Parlament cu niște bunuri și să ieși din Parlament cu aceleași bunuri, în sensul că nu te duci în Parlament să câștigi bani, te duci în Parlament să muncești pentru oameni, că poți să faci lucruri bune pentru oameni, că poți să dai legi, cum e legea antifumat, pe care sunt onorat că am putut să o inițiez, cum e 24 ani, zi liberă, nelucrătoare și sărbătoare națională, care de asemenea sunt onorat de faptul că am fost inițiatorul acestui legi și multe alte lucruri care pot aduce un ceva mai bine pentru români. Să nu ne așteptăm că lucrurile se vor schimba imediat, dar cred că de undeva trebuie să începe. Listele, apropo de liste, au fost întocmite, au fost și depuse. Ce nume regăsim pe aceste liste? Păi, aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere și al colegilor mei și a multor altor ieșeni, avem cele mai bune liste de candidați pentru alegerile parlamentare. Unu. Și vă dau câteva exemple. Vă rog. La Senatul, candidatul de pe locul 1 la Senatul României este domnul Iurie Leancă, fost prim-ministru al Republicii Moldova, un om care a colaborat foarte bine cu prim-ministrul Victor Ponta de la acea dată, gazoductul, faptul că am ajutat școlile și grădinițele din Moldova, faptul că, iată, am reușit să ajutăm transportul de acolo. Și iată că acest gazoduct, făcut pe vremea lui Iurie Leancă și a lui Victor Ponta, acum dă posibilitatea alimentării cu gaz unor comune din județul Iași, care niciodată nu s-au gândit că ar putea vreodată să fie alimentate. Și cu lucrul ăsta să mândresc liberale acum. Să o facă, doar să o facă odată, că lumea așteaptă. Locul 2 la Camera, la Senat, este domnul Ioan Hodârcă, fostul prim vicepreședinte al Parlamentului Moldovean în anii 2000 și un scriitor, un om extraordinar, care este senator la momentul de față, este colegul nostru care a venit din ALDE. Locul 3, domnul profesor Nicolae Boțu, fost consilier al Ministrului Transporturilor, profesor universitar la Facultatea de Construcții. Și așa mai departe. Locul 1 la Camera Deputaților, subsemnatul, fost deputat, sunt președintele Federației Naționale de Șah, sunt director general administrativ adjunct la Universitatea Tehnică și îmi place să cred că în viitor, în Parlamentul României, cu sprijinul ieșenilor, voi reuși să reprezint așa cum se cuvine și așa cum am făcut-o și în cei 4 ani, din 2012 până în 2016. Locul 2, colega mea o să vă spună imediat, doamna Rățoi, care sunt obiectivele care le urmărești, care le urmărim împreună în Parlamentul României. Doamna Elena Rățoi, medic, candidat din partea Pro-România, din zona municipiului Pașcani, pentru că așa mi se pare normal. Dacă avem un candidat din cea mai mare aglomerație urbană din Iași, municipiul Iași, următorul trebuie să fie cel de-al doilea municipiu, reprezintă cel de-al doilea municipiu. Unele partide nu au făcut lucrul ăsta, e problema lor. Doar că noi am făcut-o și suntem mândri că doamna doctora a acceptat și știm foarte bine că e un om foarte serios și care va face o figură frumoasă în Parlamentul României și cu siguranță că va reprezenta cu cinste. Locul 3 la Camera Deputaților este domnul Bogdan Abălaș, fost subprefect al județului Iași timp de 6 ani de zile. Un om pe care îl cunoașteți, este managerul viitorului Spital Regional de Urgențe. Și locul 4, un tânăr foarte bun, asistent universitar, domnul Andrei Gheorghiță. V-am spus că împletim tinerețea cu experiența profesională. Până acum am vorbit de oameni cu experiență. Iată, avem foarte mulți tineri, avem pe listă în continuare. Vasilica Botez, Zugravu Cristi de la Dumești și tot așa. Suntem o echipă, încă o dată vă spun, de profesioniști, de tineri, de oameni care vrem să facem lucruri. De oameni care ținem cu oamenii. Nu ținem cu interesul personal. Vreau să aflu ce proiecte aveți, vreau să aflu și cine sunt oamenii politici din fața mea, dar până atunci, alegerile parlamentare mi se pare că sunt cele mai politice alegeri, dacă pot spune astfel. Iar votanții de obicei se uită la brandul de partid. În ce măsură oamenii de pe lista de candidați vor influența votul? Eu mi-aș dori ca oamenii să fie aleși în primul rând oamenii, pentru calitățile lor umane,
pentru calitățile lor profesionale, pentru ce au realizat și mai ales pentru ce au de oferit. Spunea Sorin mai devreme despre oamenii care vor intra în Parlamentul României cu o listă de bunuri și vor ieși din Parlamentul României cu aceeași listă de bunuri. Nu mai mult. Eu am un exemplu în politică și vine din partea Partidului Național Liberal. E adevărat, de secolul trecut. Este vorba de Brătieni, care de multe ori înainte de campanie își vindeau câte o moșie pentru a-și susține campania electorală. Îmi puteți da un exemplu din politicienii mai vechi sau mai noi care au făcut acest lucru? Mai știu câțiva care făceau împrumuturi în bancă pentru așa ceva. Deci îmi place să cred că oamenii, și știu că Pro-România vine cu o echipă de oameni care se pun în slujba cetățenilor, așa cum le cere articolul 10 din statutul senatorilor și deputaților, că spune că va fi în slujba cetățeanului din circunscripțiile care i-au trimis acolo și a națiunii. Și îmi place să cred că așa este. Și venim cu toată deschiderea și pornind de la ce își doresc oamenii, nu de la ce ne dorim noi. Deci noi ne construim strategia pe nevoile și dorințele oamenilor. Sigur, cele reale, cele palpabile, ce putem face. Nu putem promite că din ziua următoare totul va fi perfect. Nu, avem de luptat cu politicienii mai vechi, cu așa zis și dinozauri din politică, pentru a accepta ideile noastre atunci când venim cu argumente în sprijinul acelor proiecte și a ideilor noastre. Eu am intrat în politică doar de 2 ani, da? Și am plecat de la premisa, cu toate că nu aveam chiar vârsta la care să mă pot lansa în viața politică, dar am zis hai să o facem, pentru că am observat că cei tineri au rețineri în a se angaja în așa ceva. Dar de ce politică? Mai ales că aveți o profesie care oricum necesită mult timp. Am o profesie foarte frumoasă, care mă ocupă mult timp. Eu vin dintr-un sistem cazon. Am fost foarte mulți ani medic într-o unitate a Ministerului Justiției. Am fost medicul șef al penitenciarului Vaslui și apoi Iași. Sunt obișnuită cu anumite rigoare, cu respectarea legilor. Apoi am lucrat în sistemul public și acum lucrez în sistemul privat. E adevărat, îmi ia foarte mult timp. Dar atunci când vezi, nu mi-am propus niciodată să fac politică, dar atunci când vezi că sistemul de sănătate este bolnav și când vezi că merge din rău în mai rău, când există subfinanțare, când nimeni nu este interesat sau doar la nivel declarativ este interesat de un master plan pe o perioadă mai lungă, sau când vezi că este doar așa de pentru că cere cineva. Nu, hai să ne punem cu toții la masă, toate partidele, să discutăm, pentru că asta o faci, strategia o faci pe timp mai îndelungat, pe 10, pe 20 de ani. Și atunci nu vom mai fi în situația în care suntem acum, că în plină criză de sănătate, să nu avem specialiști suficienți, să nu avem locuri în spitale, să nu avem spitale bine gândite, în sensul că nu se respectă circuite. Nu există circuite, sau dacă au existat cândva, prin modificările aduse ulterior, au devenit nefuncționale din acest punct de vedere. Sunt spitale care la acest moment tratează cazuri COVID, dar care pe același palier au saloane cu COVID și non-COVID. Nu e în regulă. Vom deveni COVID 100%. Sper să n-am dreptate. Aceeași întrebare, domnule Iacoban, referitor la în măsura în care oamenii de pe lista de candidați vor putea influența votul. În primul rând vreau să vă spun că eu mai fost 4 ani deputat și știți ce, mă bucură că după ce mi-am încheiat mandatul, toată lumea, și mă refer la cei care mă cunosc, la cei care au discutat cu mine, la cei care am avut proiect împreună, la cei pe care am avut în audiențele mele și în discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii, au fost foarte mulțumiți și am zis, doamne, cu banda, noi nu știam că nu mai sunteți deputat. Că întotdeauna ați avut un dialog cu noi și un dialog transparent și ați
ați reușit de multe ori să ne ajutați, altă dată ați încercat și n-ați reușit. Aș vrea să fac același lucru și vreau să spun că am pornit acest proiect împreună cu Cristi Rățoi, cu Bogdana Bălaș și cu doamna Ioana Rățoi și cu toți colegii mei din Pro-România pentru a face altfel de politică. Altfel de politică înseamnă să stai de vorbă cu oamenii. Ce spunea doamna doctor aici? Trebuie să stai de vorbă cu oamenii, să afli ce își doresc cu adevărat. Pentru că dacă întotdeauna, dacă noi am ajuns după 30 de ani aici, am ajuns pentru că de fiecare dată politicienii știau de fiecare dată ce au ei de făcut fără să întrebe lumea. Adică și fără să întrebi specialiști. Pentru că dacă îți dai cu părerea de fiecare dată, tu, politician, în medicină, în administrație, în educație și așa mai departe, fără să ai o pregătire de specialist, mi se pare că lucrurile nu iau o turnură bună. Dacă, în schimb, așa cum facem noi la Pro-România, te consulți cu specialiștii, cum e bine să facem aici, cum e bine să alegi, să arate viitoarea legea sănătății, așa cum spunea Iuliana, dacă ne ducem în Parlament, cum facem să restructurăm din temelii sistemul de sănătate, pentru că suntem în această pandemie, în această criză sanitară în care n-am mai fost de 100 de ani. Cum facem, că s-a dovedit, iată, și o cunoaște toată lumea, cunoaște toată lumea faptul ăsta, că sistemul român de sănătate este unul bolnav profund și că trebuie în continuare să facem ceva, să restructurăm acest sistem. E adevărat că trebuie cuplat mai mult la finanțare, dar eu cred că trebuie luat un exemplu, cred că din țările din Estul Europei, din Vestul Europei sau chiar din America și încet, încet, nu în foarte mult timp, dar într-un timp rezonabil, acest sistem de sănătate trebuie schimbat din temelii. De la spitale noi, de la noi proceduri. Știți ce e păcat? Că avem oameni foarte bine pregătiți, recunoscuți în toată lumea. Exact. În schimb, sistemul în sine este bolnav și cred că aici trebuie să facem ceva. Mai departe, ne-am propus în perioada următoare să cumva să ajutăm din Parlamentul României la dezvoltarea proiectelor Iașului, a județului și al Moldovei. Pentru că stagnează de atâta vreme. Și vom încerca, prin efortul nostru, să pornim aceste proiecte. Uitați și asta, alegeri locale, numai lapte și miere, PNL-ul, facem șoseaua de centură, PNL-ul, vine Sfânta Parascheva, o să facem... Păi s-a terminat alegeri locale, șoseaua de centură nu se mai face, Sfânta Parascheva ați avut interzis? Eu mi se pare că dacă discutăm de lucrul ăsta, de Sfânta Parascheva, că acolo s-a exagerat. Și trebuie spus că această decizie de a bloca accesul perelinilor la Sfânta Parascheva a fost luată de guvernul PNL, nu de administrația locală, ca să ne înțelegem. Și doi, mi se pare o lipsă totală, o nepăsare totală față de speranța oamenilor și față de faptul că oamenii de fiecare dată când la Sfânta Parascheva vin cu o speranță. Azi și neastră, tot felul de imagini, că mă rog să-mi iasă operația bine, că mă rog să fiu sănătos, că mă rog să-mi reușească copilul la școală și așa mai departe. Dacă le mai ai și ultima rază de speranță românilor, ce poți să le mai ai? Eu cred că dacă erau niște oameni organizați, bine intenționați și organizați, puteau să facă așa. Domnule, scoatem racla afară pentru 15 zile, în 15 zile, cu distanțare fizică, cu măști, așa cum au... cu dezinfectant, cu ceaiuri dacă era frig și așa mai departe, primim pe zi 4.000 de pelerini. 4.000 ori 15 zile erau 600.000 de pelerini și încăpea aproape toată România. Eu nu cred că au fost mai mult de 500.000 de pelerini în sărbătorile anterioare. Și lucrul ăsta se putea face. Așa cum de altfel, ajuns să se putea face și cu ieșenii. Cu cei... Adică, cum să-i spui românului că dacă ai buletin de Iași, intri la Preacuvioasă, dacă n-ai buletin de Iași, nu intri. Păi, dar eu în Iași mă pot duce la... în fiecare zi și eu mă mai duc. Nu cred... noi am gândit așa. Nu cred... Haideți să... Să vină musafiri. Să vină musafiri întâi. Moldovenii suntem foarte buni primitori. Da. Și mai departe, aș vrea să vă mai spun un lucru. Că prezența noastră în Parlamentul României, a celor de la Pro-România, suntem pentru prima dată când candidăm ca și partid tânăr, politic, de 2 ani jumătate.
Și vrem să le arătăm oamenilor de acolo. Probabil că ne vom duce în opoziție, că nu vom face nicio alianță cu PNL-ul sau cu... Și vrem să le arătăm oamenilor de acolo în Parlament că sunt și altfel de oameni. Că acolo în Parlament nu știm ce se întâmplă, adică în mare. Că nu se duc la comisii, nu se duc la plen, în schimb își iau salariile. Da? Nu stau 4 ani acolo, nu iau o lare de cuvânt. Nu fac un proiect de lege. Eu cred că lucrurile astea se pot schimba din temelie și oamenii cu experiență, dar știți de ce duce? Eu am fost patron în Parlament. Știți de ce duce Parlamentul lipsă? De profesioniști. De oameni cu experiență care să spună, aici trebuie făcut așa, la sănătate trebuie făcut așa, în învățământ trebuie făcut așa. Nu, sunt tot felul de oameni, veniți pe tot felul de căi, mai mult sau mai puțin ortodoxi, care ajung acolo în Parlamentul României și care în loc să-și vină cu partea de experiență, cu ceea ce au făcut în profesia lor, și să facă legi bune, că de-aia o ducem prost în România, că avem legi, da. Avem legi proaste, multe, și care nu se aplică. Și încă ceva, îmi cer scuze, oameni care ajung acolo cu experiența lor, trebuie să mai aibă calitate, să știe, să se sfătuie cu toți specialiștii din domeniul pe care îl reprezintă. Adică nu mă duc eu acolo, sunt deputat, sunt cel mai deștept și mai frumos. Nu, domnule, am colegi, fiecare cu anumite competențe pe specialitatea lor și hai să ne punem la masă să discutăm și mai ales să fie făcute în așa fel încât acea lege făcută acum să fie valabilă și peste 20-30 de ani. Dar să nu mai pierdem timpul cu legi făcute pentru 4 ani. Așa cum se întâmplă. Nu mergem în Parlament doar pentru că dă bine la CV. Niciunul dintre noi nu mai are nevoie, sau domnul Leancă, sau domnul Ioan Hadărcă. Deci niciunul nu are nevoie să-și mai treacă în CV am fost deputat sau senator al României. Ci pentru că trebuie să facem lucruri și pentru că stând atâta timp și observând, știm ce trebuie făcut. Și trebuie să fim niște modele și pentru cei tineri. Că spuneam că avem foarte mulți tineri, unii au câțiva ani de când sunt în partid, alții veniți mai noi. Și trebuie să fim niște modele coerente și clare, niște modele de oameni în politică care să le explice așa nu, cum vedeți, așa da. Și mai judecați și cu mintea voastră că sunteți tineristeți. Da, nu trebuie să gândească. Sigur. După care, eu cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în perioada următoare, pe lângă lucrurile astea de a gândi în viitor, cred că trebuie să avem un proiect de țară. Pentru că noi nu avem un proiect de țară de 30 de ani de zile. Care ar trebui să fie acest proiect de țară? Păi, în primul rând, eu vă spun foarte sincer, Academia Română a făcut un proiect de țară pe 30 de ani, nu l-a băgat nimeni în seamă. Este un proiect de țară, niște propuneri foarte coerente, validate de toate comisiile Academiei Române, validate de președinții și vicepreședinții Academiei Române, dar politicul nu l-a băgat în seamă, nu l-a luat deloc. Adică acel proiect, care e proiect de specialiști, proiect de oameni care au experiență, proiect de oameni care au lucrat în domeniul ăla, ar trebui luat și dus în Parlamentul României, un pic făcut pe etape, programat să fie proiectul de dezvoltare a unei pe 30 de ani. Eu cred că asta, dacă vrem să lucrăm cu profesioniști, dacă vrem în continuare să bâșbâim în continuare că vom face infrastructură, că vom avea un sistem de sănătate mai bun, că vom avea un sistem educațional mai bun, eu cred că soluția asta este să avem un proiect de țară pe care îl agrem cu toții. Pentru că altfel nu se poate. Gata cu politica aia, că ăla dacă e de la alt partid, nu e de la mine, din partid e rău, dacă ăla e din la un partid prieten, e bun. Numai haideți să ne gândim ce facem pentru oamenii ăștia, pentru că încet, încet, și văd că președintele PNL-ului, domnul Iohannis, face dezbină. Eu mai fost și așa președinte de țară, dar un asemenea care în fiecare zi să apară la televizor și să dezbine națiunea română, în loc să-i unească, pentru că, da, ok, o fi un partid care a făcut multe greșeli și care face în continuare. Dar asta nu înseamnă că de acum trebuie să dezbin națiunea. Pentru că această națiune, prin unitatea de noi și prin credință. Păi credința începem să o luăm, că noi mai le dăm voie să mai acceadă la religie. S-a început încă de în timpul sărbătorilor. Și unitatea are grijă, conducătorul țării, să... Păi, înseamnă și că... Referitor la amânarea alegerilor, nu era normal ca președintele țării, domnul Iohannis, să adune formațiunile politice pentru a cădea de acord asupra... Da, mi se pare foarte normal. Dar cum să spun Iohannis lucrul ăsta? Când Iohannis, atunci când venea pandemia, spune, da, e o răceală ușoară. Noi vrem alegeri anticipate. Nici nu ne interesa lucrul ăsta. Și nici nu ne-a interesat. A venit acolo să pună specialiști să facă... Ați văzut dumneavoastră o analiză după alegerile locale să spună, domnule, cât la sută din aceste îmbolnăviri și de această
dezvoltare a pandemiei provine din faptul că am dat drumul la alegeri locale și... Păi, răspunderea și-ar fi asumat-o actuala guvernare. Nu și-a asumat nimeni nicio răspundere. Sunt foarte buni toți. Nu vedeți? Care guvern? Da, bun, bine zis. Guvernul care face campanie electorală, vă spun că au fost la Iași, desanturi de miniștri, Orban de 2 ori, de 3 ori, de zi, da? Au venit, au lăsat sacul cu promisiuni, s-a întâmplat ceva de la legile locale și până acum s-a întâmplat ceva, nici măcar nu sunt stare să constituie consiliile locale, nici până la ora asta. I s-a reproșat lui Victor Ponta că au murit 64 la colectiv când... Între noi fie vorba, n-avea nicio responsabilitate primul ministru. Victor Ponta cu eleganță și-a dat demisia pentru a avea cineva guvernul lui. În acest guvern, sub acest guvern, mor zilnic peste 80 de oameni. Peste 80. Azi au fost 98 de decese, de ieri până astăzi. Ați văzut? Ați răspunde auzit cineva? Pe cineva vreun ministru că își dă demisia? Nu avem, nu pot face copiii școală online și unii ne spun că acolo unde nu avem curent electric să facem școală, teleșcoală. Teleșcoală. Deci asta a fost chestiunea supremă. Nu avem curent electric, dar facem școală la televizor. Cu ce? Cu manivela? Cu ce? Deci ministrul învățământului, scuzați-mă, vă rog, mai sunt acești miniștri încă pe funcție și nimeni nu zice nimic. E guvernul meu. Nu numai că nu zice nimic, dar eu stau și mă întreb și aici sunt foarte serios. S-au dovedit de-a lungul guvernării când au achiziționat măști. Da? La propunerea legislativă lui Victor Ponta. La propunerea legislativă lui Victor Ponta. Le-a adus târziu, nici acum nu le-au adus. Nici acum nu le-au adus, deci Victor Ponta și Pro-România au făcut un proiect de lege pentru 30 de măști pentru fiecare persoană care are probleme financiare, nici acum nu le-au dus pe toate, de-abia acum de curând au dus o parte din ele. Dar eu nu văd reacția instituțiilor publice care să reacționeze la corupție. Dintr-o dată, doamna moderator, a dispărut corupția din țara asta. Nu se mai vorbește de corupție deloc, nu se mai vorbește de corupție, nu se mai vorbește de hoți. Dar știți cine vorbește de hoți? Am fost acum USR-ul. Ci cu românii fără hoții. Dar președintele vostru, domnul Barna, are contracte cu statul, bani sifonați. Păi scoțul strigă hoții. Păi unde suntem în țara asta? Și mai vedem un lucru interesant. Acum PSD-ul încearcă să scape de numele controversate din partid, aducând persoane cu o imagine foarte bună, cum este profesorul Rafila, profesorul Străinu Cercel. Bun. Dincolo de acești... E vorba de o schimbare de imagine? Dincolo sau... de acești monștri sacri ai medicinii românești contemporane, pentru că sunt oameni cu valoare profesională. De care nume? De Marcel Popa? E cap de listă la Senat pentru județul Iași. De domnul Toma, de cap domnul de listă Toma, la Camera Deputaților, să ne spună ce a făcut în 4 ani ca senator, că eu n-am auzit nimic de dumneavoastră. Poate ne spune, dacă nu nouă, că suntem competitorii mei, poate spune ieșenilor ce a făcut. Poate nu au încercat o curățenie generală, ci doar o spălare de imagine. Nu, vă spune ce se întâmplă. Nu n-au încăput toți la PNL și mai vin și la PSD, pentru că ei sunt mână în mână. Crezi, neastră, că domnul Ciolacu ia vreo decizie fără să primească mutarea în plic? Știu eu, sunt președintele federației de la șa și mă știu cum de ce își dorește atât de tare PSD-ul amânarea alegerilor? E o miză reală sau de fapt e o cacealma? Dar zis dumneavoastră că PSD-ul își dorește amânarea alegerilor, n-am văzut. Păi sunt doar declarații. Dacă își dorea, haideți să vă spun, doamna Mădărea, dacă își dorea amânarea alegerilor, spunea așa. Domnul Celacu dădea în telefonul domnul Ponta și domnul Ponta, veniți un pic să discutăm cum amânăm alegerile. Domnul Kelemen Hudu, știți, e o mare problemă, avem aproape 5.000 de cazuri pe zi. Haideți, veniți un pic să amânăm alegerile. Domnul de la PMP, veniți un pic să discutăm, poate amânăm alegerile împotriva celor de la USR și de la PNL care își doresc. Pentru că făceau majoritatea în Parlament, da? A zis Curtea Constituțională, a spus clar, Parlamentul decide data alegerilor. Păi eu n-am văzut ca în Parlament să se ia, știți, s-a anulat acea ordonanță a PNL-ului prin care au decis data alegerilor, dar Parlamentul nu a luat nicio măsură. A luat vreo măsură Parlamentul, domnul Ciolacu, care este președintele Camerei Deputaților, domnul Cazanciu, care este președintele Senatului. Au chemat oamenii ăștia să discute, hai domnule, să amânăm alegerile, dar sunt, cum, declarații, fac și eu, vreau să ajung pe lună. Dar nu se poate. Până una alta, noi ne pregătim de alegeri, depunem dosare. Inclusiv PSD-ul a pregătit listele, sigur. Cel puțin oficial, noi nu avem o dată. Da? Curtea Constituțională a zis că Parlamentul este cel care hotărăște. Până una alta, nu au mai hotărât nimic.
de la acea hotărâre a Curții Constituționale. Pe mine mă îngrozește că nu numai că nu se respecte legile, și aici pot să vă dau exemplu de acea lege cu autostrada care e de 2 ani în Parlament. E de 2 ani în Parlament. Felicitări pentru cel care a inițiat-o, pe deputatul nostru Petrică Movilă, dar din păcate nu se respectă. Asta e marea problemă. Avem un sufriș de legi care nu se respectă, care se bat cap în cap cu discuții contradictorii, care dau de lucru judecătorilor, procurorilor și așa mai departe, plătiți tot din banii statului și pierd oamenii o grămadă de timp cu interpretarea legilor, da? Au și de mii de dosare, mă scuzați, au foarte, foarte, foarte multe dosare la instanțe, nu reușesc să facă față și noi în continuare ne mai jucăm. Păi noi în continuare facem legi, în continuare... Nu fac față pentru că legile sunt făcute prost. Așa, au dat legea cu 40% mărirea pensiilor pentru români. Păi nu s-au mărit, sunt 14% și las că mai venim noi. S-a dat legea cu dublarea alocațiilor pentru copii. Ați zis că s-a dublat alocații? S-a dat o lege prin care de la 1 septembrie trebuia mărită cu o medie de 300 de lei salariul la învățământul preuniversitar. Ați zis că s-a dat un ban la învățământul preuniversitar? Deci, în primul rând, avem o mare problemă cu nerespectarea legilor de către cine? De către cei care le-au făcut, că asta e cel mai grav, și de către cei care trebuie să le aplice. De către Parlament și către Guvern. Dacă nu schimbăm în mod substanțial Parlamentul, dacă nu avem o emanație la momentul de față că suntem în criză, vom urma o criză financiară după această criză de sănătate foarte gravă în următorii 3-4 ani de zile. Dacă nu avem o emanare sănătoasă de Guvern după aceste alegeri, degeaba am mai făcut alegeri. Și când spun sănătoasă, oameni interesați să facă treabă, profesioniști care știu ce a de făcut, nu bâlbâieli de astea, că știți, n-aveți curent, dar faceți emisiuni la televizor, uitați-vă și faceți învățământ de la televizor. Mie mi se pare asta o prostie clasă și poate că românii vor sancționa aceste bâlbâieli. Sunt convinsă că ieșenii așteaptă ca deputații aleși de ei să facă ceva pentru zona din care provin. Deseori se uită acest lucru odată ajunși la București. Da, de cele mai multe ori se uită. Ce veți face pentru noi? Păi, în primul rând, ne vom așeza la masă și vă spun foarte serios, în momentul când o să facem parte din Parlamentul României, eu, doamna Ileana și colegii mei, doamna Iuri Leancă, ne vom așeza la masă cu cei din administrația publică locală. Pentru că vorbeam de un proiect de țară, dar trebuie să vorbim și un proiect al județului Iași și al Moldovei, pe care trebuie să-l discutăm cu domnul Alexie, președintele Consiliului Județean, trebuie să-l discutăm cu domnul primar Chirica, trebuie să-l discutăm cu cei de la Pașcani, trebuie să-l discutăm cu cei de la Hârlău și haideți să discutăm să vedem ce avem de făcut în continuare pentru ca să dezvoltăm acest județ. Tot așa, o foaie de parcurs, am spus și la legile locale și să știți că îmi păstrez această opțiune. Trebuie o foaie de parcurs de dezvoltare pe 30 de ani a județului Iași, care să o aprobăm atât la nivelul Consiliului Județean, la nivelul municipalităților întâi și foaie de parcurs care trebuie urmărită de oricine ar veni la conducerea localităților, la conducerea județului, oricine avea majoritatea în Consiliul Județean sau oricine avea guvernarea. Și să luptăm cu toții ca acest program de dezvoltare al județului să fie coerent și să fie finanțat și să aibă finanțare. Pentru că de prea multe ori, de 30 de ani încoace, de fiecare dată, nu de prea multe ori, am fost lăsat la coada clasamentului în ceea ce privește finanțarea proiectelor de infrastructură, în ceea ce privește dezvoltarea învățământului, în ceea ce privește dezvoltarea sănătății. Nici acum avem Spitalul Regional de Urgență, deși bani. Și vrem să mai facem un lucru. Nu putem să dezvoltăm județul fără bani europeni. A spune că așa dintr-o dată găsim noi bani de la guvern e utopie. Nu, doar cu bani europeni. Și am fost comisar european pe Corina Crețu, care este europarlamentar pro-România, care de fiecare dată și-a arătat disponibilitatea pentru a ajuta județul Iași. Este singurul cabinet parlamentar, este la Iași, la Hârlău, da? În județul Iași, la Hârlău. Și le-a spus de fiecare dată, vin cu inima deschisă și are un concept foarte sănătos, a fost comisar european. Dom'le, e o mare birocrație în toată Europa și în România în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Dar haideți să mai ocolim această birocrație, să aducem fonduri europene cât mai aproape de comunitate. Și se pare că a reușit prin influența pe care o mai are în Parlamentul European, o bună parte din banii europeni pe exercițiul bugetar 2021-2027 vor veni mai aproape de comunitățile mari. Adică, dacă acum un
în comună. Trebuie să vrea să fac o stradă. Trebuie să aibă aprobarea Consiliului Județean, trebuie să aibă aprobarea ADR Nord-Est, trebuie să aibă aprobarea Ministerului Dezvoltării, Secretarul General al Guvernului, guvernul se duce la Digi Regio și după aia Digi Regio se duce la Comisia Europeană. Deci 7 entități, se semnează dosare întregi. N-ar fi bine oare județul să se ducă direct la guvern și guvernul se ducă direct la Digi Regio să luăm bani? Acum, în această perioadă de pandemie, sunt bani alocați de Comisia Europeană pentru sistemul sanitar. Pentru zădărnicirea pandemiei, da. Și mai nimic. Când ar fi trebuit acei bani să fie folosiți în dotarea spitalelor, în construirea de spitale noi. Vorbim de construirea de spitale noi, dar medicina primară este subfinanțată și sub nivelul mării, dacă pot spune așa plastic. Pentru că și sunt regiuni întregi în județul Iași care nu au medic de familie. Deci nu mi se... Și acum medicii de familie urmează să fie încărcați cu alte sarcini pentru supravegherea cazurilor asimptomatice acasă a pacienților. Bun, dar acei medici nu sunt supraoameni. Ei au nevoie și de sprijinul altora. Oricun asistent nu poți să faci nimic, iar comunele care chiar nu au medic de familie și nimeni nu face nimic. Și nimeni, toți medicii pleacă. Ce proiecte aveți pentru Pașcani? Sunt convinsă că se uită și locuitorii. Da, pentru Pașcani, în primul rând, revin la ce spunea domnul Iacoban, că trebuie să ne așezăm la masă și cu factorii, cu aleșii locali de acolo. Sigur, acolo există în spitalul municipal de urgențe, există la acel spital un proiect european în derulare pentru modernizarea ambulatorului, pentru modernizarea unității de primiri urgențe, dar este nevoie de mult mai mult de atât. Și pentru că există fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea sistemului sanitar, îmi doresc să pot realiza măcar unul din cele două spitale de îngrijiri paliative. Să pot măcar porni un proiect pentru un spital de recuperare. Pentru că cel de la Iași este pentru toată zona Moldovei, este insuficient la acest moment și există foarte multe persoane care au nevoie de recuperare și mă gândesc chiar la cazurile care au avut COVID-19 și care vor avea nevoie de recuperare respiratorie pe termen lung. Deci ar fi nevoie și urgent acum, nu peste 10 ani. Sigur, pentru dezvoltarea medicinii primare, pentru dezvoltarea programelor de sănătate, programelor de prevenție, de screening pentru diverse boli cronice, pentru cancere de orice tip ar fi ele, pentru că se pot face programe, dezvolta programe de screening și atunci vom cheltui mai puțin bani pentru tratare decât pentru depistare. Da? Asta e o chestie care o știe toată lumea cu sau fără pregătire medicală. Apoi, nu numai pe domeniul sănătății, programe de recuperare a foștilor consumatori de droguri. Nu știu în județul Iași să existe vreo secție pentru recuperarea celor foștilor dependenți. Și asta pentru că am lucrat înainte mulți ani în programe de depistare a consumatorilor și de tratarea lor. Și multe, pentru s-a abandonat programul de depistare HIV-SIDA, cel puțin nu la nivel mai larg și multe altele care sigur ne-ar lua mult timp și vom avea cu siguranță timp să discutăm în campanie și în precampanie despre asemenea programe pentru că sunt laborioase și încă o dată și nu în ultimul rând dezvoltarea unei medicini primare de calitate și bine susținută financiar. În perspectiva alegerilor parlamentare, din ce greșeli puteți învăța, având experiența celor locale? Din multe lucruri putem învăța în fiecare zi. Aș vrea totuși să completez pe colega mea și vă răspund imediat și la întrebare. Noi în România avem o mare problemă. Stăm prost cu prevenirea bolilor. Adică, eu cred că în Parlamentul României putem, așa cum am impus eu, ca președinte al Federației Române de Șah, șahul ca materie opțională în școli, putem avea mai pregnant această o materie de prevenire a bolilor, de educație sanitară primară pentru copii, de care se discută, dar nu se face nimic.
Pentru că eu zic că odată pornit acest lucru, dacă prevenim, vom vedea probabil mai puțin bolnav și vom avea mai puțin, vom cheltui mai puțin bani pe tratarea bolilor. Eu am fost inițiatorul legii antifumat. Iată că s-a dovedit în acest timp, din 2015 încoace, că a scăzut numărul oamenilor care au decedat din cauza fumatului, din cauza infarctului miocardic și așa mai departe. Pentru că fumatul deosebit la asta ducea. Și atât când mă pricep eu și cât am învățat atunci când am inițiat această lege. Încă o dată vreau să vă spun că mă voi ulta în continuare. Eu am fost unul dintre cei care am inițiat legea că dacă ești prins cu un mijloc de transport, mașină, cu un metru cub, cu jumătate de metru cub, în plus față de documentele de lemn, mă refer, de față de documentele pe care le ai în pădure, să confiscă mașina. Am făcut legea, guvernul Cioloș la vremea respectivă a spus, domnule, acum aveți dreptate, da, deci că băgăm noi în ordonanță de urgență. Au băgat-o, s-au ținut de cuvânt, au ținut-o și așa și-au scos-o. Pentru că în momentul în care ai această lege alb pe negru, nimeni sau puțină lume își va permite să se ducă să mai fură lemne cu mașina. În momentul când te-a prins, s-a confiscat mașina. O bagi la ANAF și o valorifici în bani. Da? Și, bineînțeles, sunt unul dintre cei care îmi doresc în continuare să sistăm tăierile din păduri. Da, să sistăm tăierile din păduri pentru a valorifica butucul. Nu pentru a, de exemplu, pădurea cade, da? Și atunci ei, din ce cade din păduri, cureți pădurea frumos, că ești nevoit, nu poți să lași așa lucrurile și să zicem că dai lemne de foc, da? Pentru că există o bună parte dintre români care trăiesc cu lemne, care se încălzesc cu lemne de foc. Eu cred că lucrurile astea trebuie să ne gândim foarte, foarte atent în perioada următoare. Și trebuie să ne mai gândim la un lucru. Poate sunt proiecte megalomanice. Cred că ne-ar trebui în acest proiect de țară să prindem un parlament de 300 de parlamentari, că avem Cum? Există. Da, există acel referendum care nici acum nu e pus în practică și lucrul ăsta mi-l doresc. Sper să se împlinească într-un viitor, pentru că, iată, a scăzut și populația țării, dar noi aveam același număr de parlamentari. Mi-aș dori în continuare să nu mai mergem pe structura administrativ-teritorială a României din 1968 cu 41 de județe și cu 41 de consilii județene, cu foarte, foarte multă lume angrenată. De ce n-am putut să avem 15, 16? Păi cum avem curțile de apel? Avem 16 curți de apel în țară, nu putem să avem și noi? Și astfel restructurăm un pic din aparatul bugetar, pentru că e nevoie aici, trebuie să spunem la un moment dat, că e nevoie să restructurăm aici și să-i facem mai... E un aparat bugetar la autoritățile locale și la autoritățile centrale greoi. Ne trebuie numai suplu cu specialiști, cu oameni care... Eu cred că asta în viitor trebuie să ne gândim. Ce facem cu țara asta? Cum o dezvoltăm? Cum ne oprim tinerii să nu plece în afară? Să le oferim locuri de muncă? Să le oferim perspectiva unui viitor mai bun? Lucrul ăsta spune toată lumea, dar nu face nimeni nimic. Mie, vreau să vă spun, cunosc foarte mulți tineri. Știți, sunt președinte Federației Române de Șah și sunt cei mai buni tineri și buni la învățătură, sunt cei mai buni șahiști. Și foarte mulți de ei pleacă în afară, îi văd pe la echipe, jucând la echipe naționale din Olanda, din Franța, care niciodată n-au avut un cuvânt de spus în șahul mondial. Și iată, cu românii noștri, ridică nivelul. E foarte bine. Dar noi ce facem? Noi ca țară ce facem? M-aș dori foarte mult. Au plecat tinerii în afară, mulți cu părinții. Poate se întoarcă în țara asta cu experiența dobândită de acolo. Să vină și să spună, știți, eu am văzut în țara cutare că lucrurile se fac așa. Hai să le facem și în România. Hai să avem un respect unul față de celălalt. Hai să ne creștem copiii într-o moralitate. Să încercăm totuși să le oferim educația minimă. Pentru că nu mai au oameni, nu mai au 7 ani de acasă. Știți, lumea pleacă la servici. Românii sunt, uite, acum copiii rămân singuri acasă. Părinții sunt la servici. Și trebuie să facă învățământ online. Crezi că de astăzi între copilul ăla de 9-10 ani, între a se juca și a face învățământ online când părinții nu sunt acasă, o să aleagă învățământ online? Și acum mi-ați ridicat puțin mingea la fileu. Din nou, o propunere care a domnului Ponta, care a spus unul din părinți să stea acasă și unitățile pentru care lucrează să le dea... Da, salariul 75% da, sau cam așa da. Ceva. Deci tot propunerea domnului Ponta a fost. Pentru că a avut 10 măsuri
pentru pandemie, care se pare că încet, încet au fost preluate de guvern, adevărat, fără să se recunoască, dar asta până la urmă... Nu, da, acum trebuie să demonstreze că n-au cu cine lăsa copiii cu altcineva. Că n-au cu cine lăsa, dar e foarte adică, complicat, nu da. Nu știu, mi se pare că trăim... Sunt multe familii îngrozite tocmai de acest cauz. Și de pierderea locului de muncă, pentru că nu toți angajatorii vor accepta ca unii să lucreze de acasă sau să stea cu copiii și să fie plătiți. Deci aici ar trebui un sprijin guvernamental, clar. Apropo de proiectele noastre, nu se face nimic pentru dezvoltarea sportului de masă. Vorbim de cât de jos a ajuns sportul în România, noi care dădeam campioni olimpici și mondial și europeni. Păi de unde dacă nu din sportul de masă? A fost unul și sportul de masă educă. Am fost unul din inițiatorii schimbării legii sportului la vremea respectivă, pentru că eram vicepreședintele Comisiei de Naționale Sport, prin care iată, avem contractul de păstrare servicii sportive. A fost unul din inițiatorii acestei legi. Adică veneau sportivi de performanță profesioniști, nu puteau fi plătiți legal, că nu era un contract în vigoare. Vă puteți închipui dacă vorbim de sport. Dar eu cred că, încă o dată, dacă vorbim de sportul de masă, și aici doamna doctor are foarte mare dreptate, eu sunt om de sport și am făcut toată viața mea sport, acum, adică m-am băgat în politică, am mai lăsat sportul, dar vreau să vă spun un lucru. Aveam pe timpurile vechi, dinainte de 89, acea competiție mare, Daciada, care se adresa copiilor de la clasa 1 până la clasa a 12-a. Și care era foarte, foarte binevenită. Era o bază, se crea o bază de selecție pentru toate sporturile de nivel național, pentru toate echipele. Iată că acum am încercat și am reușit la un moment dat, cu ajutorul președintelui Comitetului Olimpic, să reinstaurăm, să reintroducem acest concept de Daciada pentru anumite sporturi, pentru 11 sporturi, printre care și șahul. Din păcate, de ceva vreme încoace, de când a venit iar PSD-ul numărul 2, guvernul ăsta cu Dragnea, acest concept a căzut. Noi încercam încet, încet să ridicăm, să introducem și să redăm dragostea de sport pentru copii. Pentru că, până la urmă, copiii învață din joacă, învață din ce le primesc cunoștiți care primesc la școală, dar pot învăța foarte multe lucruri din sport. Interesant, sportul te educă să ai spirit de competiții, sportul te educă să faci echipă, sportul te învață să pierzi, sportul te învață cum să faci efort fizic și să-ți dorești să câștigi. Sportul te învață foarte multe lucruri. Din păcate, sportul de masă a dispărut cu totul și cred că una din marele provocări ale mele, ca om care am fost șeful Comisiei de Tineri și Sport din Consiliul Local, este să redeschidem terenul de sport ale școlilor pentru copii. Asta e. Cum se desfășoară orele de sport în această perioadă? Online, nu, știți? Online. Adică nu se face sport. Și discutăm și despre o epidemie de obezitate la nivelul Europei. Știți, întotdeauna ne-am uitat cu admirație la americani. Știți, da, i-am ajuns din urmă. Cred că avem același procent de obezi ca și americanii, care e o națiune de obezi, da? Ori obezitatea este boală. Nu este o chestiune care ne deranjează pe noi privindu-i. Este o boală care atrage după sine boli mult mai grave. Și atunci, haideți să facem ceva și pentru tineri. Sportul educă înainte de orice. Te crește frumos și te educă frumos. Chiar și dintre oamenii politici, vi se pare că foarte mulți din ei știu să piardă? Și apropo de a pierde, uitați-vă la ce s-a întâmplat la București, în competiția între Nicușor Dan și Gabriela Fiera. Se pare că nu știu unii să piardă. Există și anumite proiecții la întrebarea e dacă au pierdut, totuși. Întrebarea, da, la... Pe care nu vom afla o niciodată. Azi și noastră, sacea aia cu voturi și așa mai departe. Da, ne gândim că la parlamentare poate... Poate doar mai visate. Poate președintele PNL-ului, domnul Iohannis, nu va mai da voie să mai întâmple lucrul ăsta. Există anumite proiecții la acest moment care au la bază rezultatele obținute la alegerile locale de către formațiunile politice. Dacă s-ar amâna alegerile parlamentare, ar fi altul scorul pentru partide? Dacă s-ar urma legile parlamentare, așa ar fi normal să întâmple într-o țară normală la situația pandemică pe care o avem. Bineînțeles, aici tot românii care vor merge la vot vor decide, pentru că amânarea, cum am spus și dumneavoastră, este pentru 3 luni de zile în caz de stare de urgență și cu siguranță că există un procent mare, o probabilitate mare ca procentele să se schimbe. În sensul în care PNL-ul aflat la guvernare, care, nu știu, încă o dată vă spun, gestionează
aproape deloc. Că dacă spun prost, nu are niciun sens. Această pandemie nu au viziune, nu au iubire de țară. Vă spun foarte sincer când spun acest lucru. Nu interesează absolut nimic ce se întâmplă în țara asta. Nu interesează cum să ajute firmele românești. Nu interesează cum să ajute Horeca, pentru că este în stare. Gândiți-vă că le-a dat drumul, i-au închis. Ce spunea și domnul Ponta? S-a dus la un restaurant să-și cumpere mâncare și domnule, nu intru, că aveți restaurantul închis? Nu, aseară ne-au închis, dimineața ne-au dat drumul. Păi astea sunt hotărâri care le ia un stat, noi trebuie să, care le ia un stat, și aici mă refer la guvern, care trebuie să întărească statul. Păi gândiți-vă că acum am văzut că sunt agenți care sunt îmbrăcați civil și care umblă și... Amendează populația. Dar nu e asta amendează poliție, populația. Da, oare... supărare. Nu, nu e treaba poliției. Corect. Dar oare după 89 noi chiar asta ne-am dorit? Nu, am avut destule oameni îmbrăcați în civil înainte de 89. Cetățeni. Poliția înainte de orice trebuie să facă educație. Da? Din nou ajungem la educație. Poliția trebuie să aibă compartiment care se ocupă de prevenire și educație, da? Dar nu să stai să pândești după colț dacă vecinul sau Xulescu are mască sau nu. Da? Sau ce facem cu activitățile? Nu, poți să-l păzi, dar să-i spui, nu să-i dai amendă. Vă rugăm frumos să purtați masca, pentru că în cazul în care vă mai găsim o dată, da, eu cred că asta e, nu se duce să-i dai amendă, că a fost și la noi, la instituție ieri, și au prins-o pe doamnă pe hol și au dat amendă. Care, nu știu, de obicei purta mască, dar s-a întâmplat, s-a dus până la baie și a venit cei de la ISU și au dat amendă. Dar oare asta e important? Sau cum sănătatea, cum ne păzim sănătatea? Da. Credeți că amenzile astea, știți? La un moment dat eram în stare de urgență, țara cu cele mai multe amenzi din lume. Și cu asta ce-am făcut? Exact. Uitați unde suntem astăzi. Da? În aprilie eram țara cu cele mai multe amenzi, cu cea mai mare... mulți bani luați pe amenzi de către statul român din lume. Și uitați să ne-am ajuns, să avem 5.000 de cazuri pe zi. Atunci aveam 100. O clipă. Dar schimb, facem alegeri. Procese verbale de amenzi, da. Dar s-au și încasat? Sau au venit alegerile locale și fiecare primar, știți cum se mai întâmplă pe la... Dacă începem să discutăm, da? Deci, economic despre da, putem discuta despre cultură. Ia că au deschis teatrele și au deschis stagiunile de toamnă și în câteva zile s-au închis din nou. Marile orașe din țară, București, Iași, Cluj și mai urmează, sunt orașe roșii. Deci s-au închis și teatrele. Ce facem cu artiștii? Subiecte de discuție avem foarte multe. Multe. Și cred că dacă vom accede în Parlamentul României, cred că Pro-România poate veni cu soluții pentru rezolvarea. Soluții emanaște de profesioniști pe care noi să le băgăm în contextul politic. Și încă o dată vă spun, avem nevoie de un proiect de țară. Avem nevoie, știți, vă dau exemplu masterplanul și cu asta închei. Masterplanul de infrastructură de transporturi pe care cu chiu, cu vai am reușit să-l aprobăm în 2015. A bătut și Victor Ponta ca prim-ministru din picior și domnul Rus a discutat cu Comisia Europeană și am reușit să avem acest masterplan. Noi, cei care acum suntem la Pro-România, am lăsat guvernelor ulterior un masterplan. Trebuie să-l pună în aplicare cu banii europeni. Nici lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Așa trebuie să avem un plan de țară. Dar un plan de țară, să știm foarte bine câți bani luăm de la Uniunea Europeană, ce proiecții avem pentru 2021-2027, unde ducem banii, cum putem să realizăm infrastructura. Păi uitați, suntem în Moldova și în continuare ne întrebăm de ce nu avem infrastructură în zona Moldovei. De ce Iașul, care a fost capitala Moldovei, a fost lăsat în detrimentul Bucureștiului de izbeliște. Spunea acuza că și dacă vor crește iarba printre pietrele din Iași, capitala trebuie să fie la București. Ne-au nepădit buruienile, atât în politică cât și în zona administrației. Oare când o să ne trezim? Păi, dacă ar exista un master plan, dacă ar exista o strategie pe termen lung, n-ar mai fi nevoie pentru fiecare autostradă, care din câte știu eu era autostrada aceasta pentru care s-a dat o lege specială. Era prins în master planul făcut de domnul. Este. Și atunci de ce a mai fost nevoie de o lege în plus ca să pierde timp? Masterplanul e tot o lege. Aprobat de Comisia Europeană. Lege, atenție, peste lege și încă o lege. Deci încă o dată legi făcute pentru că dă bine,
dar care nu sunt respectate de nimeni, nici în forma inițială, nici în forma care modifică prima. Acest master plan a fost aprobat de Camerele Reunite ale Parlamentului, Senat și Camera Deputaților. Am fost chiar în Comisia Transporturilor atunci când s-a aprobat acest master și știu foarte bine. Deci aia a fost o lege care punea autostrada Iași, Ungheni, Iași, Târgu Neamț, Târgu Mureș în legalitate. Mai avem o lege făcută de curând care, iată, nu se respectă. Avem legi peste legi. Ca să spună parlamentarii, domnule, noi avem foarte multă treabă. Cum spuneam, subiect avem foarte multe, din păcate timpul alocat emisiunii s-a scurs, dar aceasta a fost așa, o introducere soft în tema alegerilor parlamentare. Cu siguranță ne mai întâlnim și vom mai avea timp de dezbătut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mulțumim foarte mult. Așteptăm să reveniți. Au fost alături de noi astăzi reprezentanții ai Partidului Pro-România. Este vorba despre doamna Iuliana Rățoi și domnul Sorin Iacoban. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi până la final. Nu uitați să dați un like și un share acestei postări pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume și rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Ne revedem de la ora 13.